primele antrenamente după naștere pot fi solicitante și e posibil să vă simțiți epuizate după doar câteva minute. Nu e nicio problemă dacă antrenamentul a fost unul efectuat corect și potrivit pentru noua postură. Loredana Băița este instructor de yoga și proaspătă mămică. Am rugat-o să ne conceapă un exercițiu de 5 minute care poate fi efectuat atunci când bebelușul doarme sau doar își studiază jucăriile. Vă voi arăta și niște exerciții benefice pentru coloană, pentru întindere, pe care le puteți face chiar la sfârșitul antrenamentului sau chiar individual. Foarte importantă este respirația, în exercițiile de stretching, după cum am zis, respirăm prin abdomen și întindem foarte mult musculatura și încercăm să o relaxăm în același timp. Inspir. Picioare sunt perfect întinse, umerii departe de urechi, omoplații jos și în spate. Inspir prin abdomen. Expir, cobor. Dai genunchi, palmele jos, privirea în față, facem un pas mare cu piciorul drept în spate. Coboră genunchi, rulăm umerii, inspir și cobor, expir. Pentru fiecare postură faceți 5 respirații, cu expirația mai lungă decât inspirația și vă relaxați. Cobor. Piciorul din față merge în spate, facem ușor 4 pași, inspirăm și sus, fesierii între tavan și expir, călcâiele merg spre sol. Capul între brațe, continuu coloana și împing în brațe. Cobor în planșă, genunchii, pieptul și bărbia pe sol, patele pe lângă corp. Inspir, rulez umerii în spate. Picioarele sus, dacă putem. Nu uitați, la fiecare postură, 5 respirații rămâi acolo, cât mai ample. Din nou sus. Cobor în planșă. Și piciorul drept în față. Coboră stângul. Rulăm umerii, inspir. Și cobor cu pelvisul în față. Mâinile împing pe perete din spate, pun brațele jos în față, revin, ascundem brațele după gambe, apropiem capul de genunchi, inspir, iar pe expirație mă duc mult înspre genunchi și întind picioarele. Și stai acolo 5 respirații. Relaxez, revin cu spatele drept. Închidem ușor ochii, câteva secunde, ne relaxăm. Ne așezăm, picioarele înainte. Respirația se face din abdomen, inspir, merg în față mult. Inspir din abdomen și cu fiecare expirație mergi mai mult și relaxez. Și băgăm aer în vertebre și în spațiile dintre acestea pentru a lungi coloana. La fel puteți face cu piciorul, cu un singur, pe un singur picior. Cobor. Rămâneți 5 respirații, după care schimbăm. Cobor. Revenim, piciorul rămâne, talpa rămâne pe sol. Și ne întoarcem, un mic twist. Inspir, privirea peste umăr. 5 respirații. Cu fiecare respirație ne întoarcem mai mult. Coborâm. Aducem calcâiele între fesieri. Inspirăm. Brațele se împreunează în spate, trag de umăr. Ascundem omoplații sub noi. Cobor calcâiele. Inspir și sus împing. Exteriorul coapsei merge în interior, nu lăsăm genunchii să se depărteze. Inspirăm prin abdomen și împingem mai mult în degetul mare de la picior și în călcâi și mergem mai mult. Transmit. Inspir. Și ușor relaxăm. Apoi puteți avea o mică pauză. Pauză luăm și noi până la următoarea întâlnire. Dacă aveți întrebări, mi le puteți trimite pe alexandra@mamatv.ro.